ziua. Avem ședința urmă a Consiliului Local al Municipiului Data 23 martie 2023. Dacă cunoașteți proiectele de ordinea de zi și cu suplimentarea de la proiectul 12. Cunoaște toată lumea. Proiectul? Da, da. Dacă sunteți de acord cu proiectele, cine este pentru? Da, mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Înainte de a intra ordinea de zi, supun la vot dacă sunt observații la procesul verbal din 28 aprilie, la ședința ordinară din 28 aprilie. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, mulțumesc. Supun la vot procesul verbal a ședinței extraordinare din 9 mai 2023. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau se abține. Vă mulțumesc. Și proiectul, procesul verbal al ședinței din 16 mai 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 2, anul 2023, a solicitanților eligibili în vederea admiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești. Inițiator, Edina Victor Laurențiu, primar. Dau, să rog pe domnul secretar să citească referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Pentru aplicarea unui tratament transparent și nediscriminatoriu solicitanților, Consiliul Local Onești a adoptat regulamentul pentru obținerea atestatului de administrator de condominii de către persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate. Comisia de analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la administrarea primăriei municipiului Onești a stabilit lista cu persoane eligibile pentru obținerea atestatului de administrator de condominii. Având în vedere cele expuse, apreciem faptul că proiectul de hotărâre prezentat îndeplinește condițiile pentru a fi supus aprobării, dezbaterii și aprobării Consiliului Local. Dar vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate pentru a prezenta raportul Comisiei. Comisia numărul 1, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 50 din 28.02.2022 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Onești. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Ca urmare a desfășurării examenelor de promovare în grad profesional imediat superior, precum și eficientizarea fondurilor publice, reducerea cheltuielor, se impune notificarea organigramei și a statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Onești. De asemenea, se propune desfințarea posturilor de medic primar și psiholog practicant de la Cabinetul pentru Persoane Vârstnice, din Slavă Martie, numărul 26, din Municipiul Onești, precum și transformarea datorită promovării în grad profesional a unor posturi aferente funcțiilor publice și contractuale de execuție din cadrul instituției. Față de cele arătate, urmează să deliberați să aprobați proiectul ăsta în mare prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a proiectului de lucru a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Adică favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, construire hală metalică pentru mentenanța autocorpii în creșmurile și unități care a plasocului numărul cadastral 68024, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator, Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Știți.
SECELOR SPIDRE SRL solicită avizarea de principiu de recomandare de urbanism, plan urbanist funcțional, construire hală metalică pentru mantenanță a autoproprii, întreținere și utilități, centrale ale Brașovului, municipiului Petru Bacău. În recomandarea de urbanism, se urmărește modificarea reprezentărilor urbanistice în vigoare prin introducerea și calibrarea unui stradițe de parcă nu fac peste 99 pătrați și schimbarea destinației din teren este alegat în arabil în teren intravilan, zone pentru instituții publice, servicii, centrale, servicii. Față de cele arătate, urmează să deliberați și aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei despre cele specializate, numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia 2 favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Da, vă rog, domnul Bujor. Vreau să-mi spun pe domnul secretar, dacă exprec noi consiliul de Consiliul Local trebuie să aprobăm aceste puzuri, atât timp cât există toate, eu știu, toate avizele, tot ceea ce înseamnă legalitatea, de ce noi Consiliul trebuie să aprobăm aceste puzuri? Care este aprobările de legalitatea acestei? Sunt prevedere expres ale legii, ale problemei pentru a legii peste 5 cu care Consiliul Local aprobă mai întâi de principiu și ulterior. Sunt niște proceduri administrative care trebuie parcurse. Într-adevăr, la nivel național, mai toată lumea se întreabă de ce trebuie Consiliul Local. La multe, multe întâlniri la care a participat chiar ultima recetă la Piatra Neamță. Și am aflat cu stupoare că sunt Consilii Locale în țară, care fiind specialiștii, fiind cu avize, și totuși Consiliul Local nu a aprobat cursul. Au ajuns în instanță, au obligat, gen în caz la Baia Mare, dacă nu înșel, au obligat la urmă consilierii locali și au plătit amenzi de bani de mama lor. Da, e o anomalie. Acum se află în lucru codul de urbanism și amenajarea teritoriilor. Sperăm să avem îmbunătățiri în distanții, dar așa cum e proiectul în momentul actual, nu văd. Dar el este dezbatere publică, urmează chiar mine să fie o videoconferință la, la nivel național între Asociația Municipiilor din România, special arhitecții și ei sunt acolo principale artizani și proiectanți, specialiști din minister și așa mai departe. Sper să scoată un cod bun. Da, întrebarea dumneavoastră este una corectă. Dar nu vă mai zic că în noul proiect de cod de urbanism apărea o chestie în care iar implicat secretarul și primarul. Pudurile planului urbanismului de detaliu erau aprobate prin dispoziția primarului. Vă dați seama. Eu și domnul primar trebuia să semnăm niște lucruri tehnice. Eu sper să fie scoasă asta din cod, pentru că da, vom vedea. Da, asta am văzut și eu numai de parte în conședință la Bacău de Consiliu, în care au respins un pud care era pur și simplu o formalitate. Pur și simplu că așa au vrut consilierii să încurce un privat să construiască un bloc. Din punctul meu de vedere, și mi-asum treaba asta când vorbesc, n-ar fi trebuit să-i resping podul respectiv la privatul respectiv. În mod normal, nici n-ar trebui să treacă prin Consiliul Local. Da, clar. Și eu astăzi cu domnul secretar, dar să știți că m-am uitat și eu la hotărârile adoptate de Cluj, m-am dus spre vest și să știți că și ei aprobă toate... Da, peste tot, asta e legislația, da, trebuie să o aprobă, dar eu anomalie, după ce trece toți specialiștii și-au dat cu părerea că e normal să treacă puzurile respective, dacă s-au trezit prost consilierii, nu trece puzul că nu vor consilierii, adică e total anormal. O lasă la mâna Consiliului Local, în condiții în care... Și știți ce se întâmplă? Din discuțiile pe care le-am avut și cu profesorul universitar și la nivel de minister, se face pe principiu. Planul urbanistic de zonă este o modificare a planului urbanistic general. Atâta timp cât planul urbanistic general este aprobat de Consiliul Local și acea modificare trebuie să treacă tot pe Consiliul Local. Aici este, eu știu, efectul acestor. Da. Eu vă dau exemplu. Revin la pudul de la Bacău. Se propunea construirea unui bloc în aceleași condiții cu niște anedeuri care se construiseră. La anedeuri a trecut, că au zis că din interes,
blocul respectiv nu era de interes. Adică, bun, încă o dată, îmi cer scuze că comentez și fac caz de consilii locale, dar în aceleași condiții unii aveau dreptul, unii nu aveau dreptul. Păi de-aia, dacă îmi permiteți să lucrești, nici nu-i normal să condiționeze cineva pentru de ceva. Până la urmă sunt consilier și dau ce vot crede. Nu, 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 eu n-am spus asta. Eu consider că n-ar trebui să treacă prin consiliu. Zic, nu ar fi mai trebuit să mai treacă prin consiliu. Odată ce niște specialiști își dau la vot. Contează că vreți să aveți specialiști. Da, pe un primul dat răspund. Vot e vot, se contează. Nici nu cap de discuții de condiționare. Așa cum noi aprobăm prețul la apă, nu-l mai aprobăm acum, dar cum îl aprobam pe vremuri, dar el venea calculat și era obligatoriu să-l aprobăm. Iar era o anomalie totală. La prin reprezentant. Nu, când se vota prețul la apă în Consiliul Local, el venea calculat. Venea de la NRSC. La NRSC, da? Și trebuia să-l aprobăm. Era o formalitate, dar toată lumea ajunge la Consiliul Local, că a aprobat prețul. Dar n-aveai variantă să-l aprobăm. Dacă îmi permite. Da, vă rog, domnul. Până la urmă, așa cum a spus domnul secretar, în prezent avem un text de lege care ne obligă să acordăm acest discuție. Da, dar avem, da, ca și noi nu putem schimba nimic. Exact. În momentul de față nu avem puterea să schimbăm nimic, este necesar să facem, să punem aceste proiecte pe ordinea de zi. Mai departe, așa cum a spus domnul primar, dacă un consilier s-a trezit cu fața la ceașa și vrea să voteze împotriva a șase specialiști, are dreptul să voteze. Asta este. E dreptul fiecare să voteze cum vrea. Dar, în momentul de față, suntem obligați să mergem mai departe cu aceste aprobări ale puzurilor pe ordinea de zi. Și restul discuțiilor de până acum, în prezent, până va apărea legea urbanistică, sunt discuții pur și simplu ITM. Dar răspunderea pentru aprobarea pozitivului la cine este a consiliului sau a specialiștilor care au fost pozitivului? Aici ajungem, aici ajungem la votul, nu consiliul. Vă spun eu, potrivit unei decizii a Curții Constituționale, este răspunderea în solidaritate a tuturor, inclusiv a consiliului local, a celor care contrasemnează, semnează, a specialiștilor care au făcut acele. Acum înțelegeți de ce nu pot fi, de ce nu pot fi condiționat votul. Nu, dacă nu se pune problema așa, da? Nu ați votat să potrivi. Eu vreau să votez așa cum cred. Eu m-am referit că nu văd oportunitatea ca să... Dar obligatoriu ne adaptăm și... Nu, discuția e generală, nu legată. Am înțeles, am înțeles. Haideți să... Dacă toți suntem obligați să votăm, haideți să votăm. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, reconversie funcțională imobile cu număr cadastral 62532 și 62532C1, situate în bulevardul Recunții numărul 76, municipiul Oneș, județul Bacău. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Rog pe domnul secretar să prezinte raportul de specialitate. În cererea depusă în cadrul instituției se cere organul de metal în SRD să ajute aprobarea în Consiliul Local a documentației planului planului funcțional de reconversie funcțională imobile cu număr cadastral 62.533 și 62.533C1, situată în bulevardul Răspini și 176. Documentația de urbanism este structurată și elaborată conform normelor legale, legislației viitoare, fiind necesitatea avizelor și acordurile provizorii de lege și solicitate prin certificatul de urbanism. Urmarea celor menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre format prezentat. Vă mulțumim. Raportul de specializare la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 2. Aviz favorabil. Și reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut în forma prezentată. Proiect de hotărâre numărul 5.
Proiect de hotărâre pentru aprobare documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, reconversie funcțională din zona industrială petrochimică în zonă mixtă depozitare, producție, comerț generat de imobile de reconstrucție, strada uzine. Municipiul Onești, inițiator Victor Lorenzu, Regina Primar. Are cuvântul domnul secretar pentru suprapoziție specială. Conform cele depuse, secția de cultură SRL solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației plan de urbanism. Zonală, reconversie funcțională din zona industrie, profilică în zona mixtă de testare, producție, comerț, generale imobile de teren, construcții din strada Auzirii Municipiului Onești. Față de cele arătate, urmează să deliberați să aprobați proiectul de forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobare documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, construcție locuință individuală pe Busunu, împrejmuire teren și amenajări exterioare, strada Siriște, numărul 16B, inițiator, Victor Laurențiu Neghină, primar. Are cuvântul domnul secretar pe referatul de aprobare. Prin cererea depusă domnul Cătălău Alexandru, în calitate de inițiator al documentației de urbanism, solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației plan urbanistic zonal, construire locuințe individuale pe Cursun, împrejmuire de teren și amenajări exterioare, strada Siliștei, numărul 16B, municipiul Onești. În vederea construirii locuințe, este necesară introducerea unei suprafețe de 2.799 metri pătrați în Ungabilan și schimbarea funcțiunii din zona terenului agricole în zona pentru locuințe și funcțiuni complementare. Față de cele arătate, urmează să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Eu, dacă îmi nu neapărat referitoare la proiect, dar mă leg un pic de discuția anterioară. Prin acest proiect trecem o suprafață de teren din extravilan în incravilan. Da? Dacă eu, ca și consilier local, sunt obligat să aprob toate cererile care corespund, da? Și trecem toate suprafețele din suprafețele pe care există cereri, da? Din extravilan în intravilan, sunt obligat să asigur pentru acele suprafețe și toate utilitățile, să asfaltăm drumurile, să facem toate astea, da? Ce fac în situația în care aprobăm trecerea, le trecem în intravilan, dar nu avem fondurile sau nu avem capacitatea de a asigura acele utilități? Că nu mai răspunde niciun specialist, e doar răspunderea pe votul meu. Am votat întotdeauna. Nu cază proiectul de față. Realmente, odată ce se aprobă în Consiliul Local, administrația locală este obligată să asigure aceste utilități. Nu, așa este, pentru că știu că și colegii de la Direcția de Urbanism condiționează de multe ori trecerile acestea, astfel ca solicitantul să asigure utilitățile în cazul în care municipalitatea nu reușește. Dar aici, nu știu, fiind zona... Mă duc de procedere, da, înțeles, da. Da, ceea ce spune noastră e corect. Bun, se poate condiționa prin autorizația de construcții, în momentul în care... Păi, se trebuie de aceea situație, tot la judecătura și de aceea autorizație sau nu dau vot în Consiliul Local de aceea situație. Autorizația de construcții trebuie să-și asiguri lățimea drumului de acces. Sunt mai multe condiții care trebuie să le îndeplinească. Nu, nu spunem de cartiere rezidențiale, că prin autorizație trebuie să îndeplinească tot ce... O să vă spun, scuzați, din fericire, pentru că noi municipiul Onești avem mult prea puține posturi, aproape inexistente, la nivelul altor localități, ceea ce spunea domnul primar, vorbim de localități, de cartiere rezidențiale mari, de blocuri cu 15-20 de etaje, unde zona nu permite decât 4 etaje, adică... Da, în țară de asta răspund de punctul meu de vedere. Dar, în parte, are o logică și votarea prețului, dacă se gândește să strângească un bloc 10 etaje.
Vorba aici e de bici și fără ce vreau să vă amintesc. E foarte important referatul arhitectului șef aici. O, dar mai sunt niște comisii, ajung la Consiliul Județean. E comisia, comisia locală, comisia județeană, deci sunt. Trebuie să-i convingă pe cei din comisia județeană că cuzul poate fi să ajungă la plăci. Da. Pe de altă parte, primăria ar trebui să se bucure pentru construcțiile astea care se fac, pentru că urmează parte din impozite și alte chestii care sunt venituri la administrația. La asta trebuie să lăsăm oamenii să dezvolte, nu să cedăm la taxe. Cred că ați fost majoritatea plecați în alte țări, în alte orașe și în alte... Deci în alte țări se practică. Când i-a dat autorizație, primăria prima dată trage utilități și după aia constructorul își face clădirea, își face blocul, își face... Primăria a câștigat pe chestia asta. Dar cred că și noi legea e la fel. Au făcut în București niște cartiere de săraci, au jeepuri și au căruțe ca să ajungă acasă. Deci, au fost alte lucruri. Când construiești un cartier, trebuie să respecti în autorizație, că și așa. Ai nu le-am mai respectat, dar și ce care își cumpăr locuința și nu... Dar considerați că este corect ca constructorul, dezvoltatorul să-și facă el drum? Da. Într-o așa mără. Se face. Uitați-vă, vorbeam cu cineva care construiește în pădure sau nu știu unde, inclusiv grădiniță construiește pe banii dezvoltatorului. Centru comercial, când faci un cartier, trebuie să faci tot. Construiește grădinița, vorbeam cu cunosc un dezvoltator, după ce faci grădinița, o predă primăriei. Dar e obligat prin autorizația de construcții să facă o grădiniță în zona respectivă. Plus toate drumurile, cu lățimi, asfaltate, adică așa se fac. Așa. Acolo, acolo unde se vorbește de cartiere rezidențiale, în interior, nici nu știu dacă poate să intervină primăria. Primăria sau municipalitatea trebuie doar până la limită. În interior e drept privat. Și el trebuie, e obligat în autorizație de construire să-și facă acolo. Mă refer la drumul de acces la mării. Drumul de acces până la limitația autorității. Dacă ai o cartier de 50 de euro. Dacă nu mai sunt discuții, vă rog, haideți să punem la vot proiectul până la prezentat. Cine este pentru? Nu spate la cap. Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, concesionate către SC Raja ESA Constanța, în vederea actualizării evidenței contabile și pentru cooperativ, inițiativă de evaluare din primar. Dau cuvântul, doamnă secretar, pentru raportul de secretar. Prin acțiunea de reevaluare a acțiunilor fixe corporale existente de acțiunea în instituțiilor publice, se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale, respectiv a clasurilor financiare anuale, ale anului în care s-a efectuat reevaluare. Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestelor la data bilanțului, ținându-se seama de utilitatea bunului, starea acesteia pe prețul vieții, atunci când valoarea contractului diferă de valoarea justă. Urmarea celor menționate, propunem spre anumită și aprobare proiectul pentru hotărâre Consiliului Local, forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul Comisia de Specialitate, avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și avizul Comisiei numărul 4. Dacă sunt discuții de bani în acest proiect. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 343 din 24-11-2023 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator fiind colaborează la mine pe mare. Comisia Specială constituită în baza discuției primarului municipiului Onești în vederea completării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Onești, a identificat și inventariat bunurile care au fost declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Onești, care au fost comise la întâlnirea inventarului aprobat prin HCR 343/2022.
Față de cele arătate, urmează deliberat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea acordului municipiului Onești pentru încheierea unui subcontract de comodat la contractul de dare în folosință gratuită numărul 85/12/01/2022 între Episcopia Romano-Catolică Iași și Ordinul Fraților Noi Capucini, custodia Fericitului din Onești. Inițiator Victor Laurențiu Dumina, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru referatul de aprobare. În adresa înregistrată la primăria municipiului Onești, Episcopia Romano-Catolică Iași solicită acordul municipiului Onești pentru încheierea unui subcontract de comodat cu Ordinul Fraților Noi Capucini, custodia Fericitului Ieremia Onești la contractul de dare folosință gratuită numărul 85/2022. Adică de faptul că interacțiunea cu instituțiile statului sau mediul privat cu furnizorii de servicii s-a realizat mult mai facil. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul care a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe, nefuncționale și însușirea raportului de evaluare pentru vânzarea acestora. Inițiator Victor Laurențiu Dumina, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru referatul de specialitate. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 83/2023 s-a aprobat preluarea din administrarea SECE domeniului public și privat SA, Onești, în administrarea Consiliului Local, a unor mijloace fixe nefuncționale, casarea și valorificarea acestora. Valorificarea acestora se va face urmând procedura prevăzută de legislația în domeniu. Prin raportul de evaluare, care este atașat și făcut pentru aprobare, s-a determinat prețul de piață în vederea vânzării sau valorificării acestora ca deșeu în situația în care nu va putea fi vândută prin licitație publică. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. În raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Nu știu dacă aici. Nu știu dacă Comisia 4 la 11. La 10. La 10 suntem. Bine. La aviz favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu sunt discuții. Atunci supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023. Inițiator, Mihaela Victor Lorențu, primar. Domnul secretar, vă rog raportul de aprobare. În adresa administrației județene a finanțelor publice Bacău, ne comunică alocarea sumei de 35,70 lei, reprezentând sume de parcate din taxă pe valoare adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrative teritoriale, prin finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământ supra-universitar acreditat pentru transportul local de Ploiești în avans potrivit prevederilor legale. Ținând cont de cele arătate anterior și în conformitate cu prevederile codului administrativ, vă supunem spre analiză pe toate proiectele în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Ai specialiști? Economiști? Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect? Ești bogat. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc.
Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței inițiale a planului de selecție a profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație și a profilului și matricei profilului candidatului pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Publice și Privat Onești, având ca autoritate tutelare Consiliul Local Onești. La acest proiect a fost un amendament, o evaluare materială. Are cuvântul domnul secretar. Este eroare, nu se explică de ce a apărut amendamentul respectiv. Da, stați să prezintă domnul secretar de referatul. La urmarea intervenirii încetării mandatului din membru Consiliului de Administrație a Societății Domnului Public și Privat Cerenții Persoane, mandatul de 22 ani, a fost fixarea de canșată președinte de selecția calităților, în vederea ocupării postului la tarnă. Prin hotărârea de Consiliul de 23, Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de selecție a unui membru Consiliului de Administrație. În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în domeniu, planul de selecție cuprinde modele de materiale și documentele personalizate și completate pentru fiecare procedură de selecție, sensul care acestea au fost elaborate de către Comisia de Selecție. Având în vedere cele expuse, vă supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată cu amendamentul pe care o să-i dăm citire de hotărâre. Nu? Ăla, nu știți la urmă. Da? Hai să rugăm domnul secretar să citească și amendamentul ca să ne rugăm la răsutul. Astfel, propunem prin amendament, se propune ca în cadrul proiectului prezentat sintagma tehnic sau juridic să fie înlocuită cu sintagma tehnic, juridic și economic pe tot cuprinsul proiectului de hotărâre. Da. Are reprezentantul, cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Da. Dăm discuții pe marginea acestui proiect. Domnul primar, vă mulțumesc. Da, am să explic cum forma inițială a proiectului și de ce a apărut amendamentul respectiv. Forma inițială a fost gândită de colegii care au realizat proiectul respectiv. Între timp, un coleg consilier a solicitat, am înțeles că a întrebat de ce nu este și economic. Am întrebat pe cei care au realizat proiectul și au spus că unul dintre administratori este neexecutiv, este economist și a considerat că ar fi bine să fie un pe tehnic sau juridic, să mai fie și o altă formă de calificare. Acum, dumneavoastră apreciați, nu e ilegal nici într-un fel, nici în altul, nu e imperativ să fie mai mult. E legal și într-un fel și în altul. E legal, da, este legal și într-un fel. Dispozițiile ordonanței, ordonanța fixă așa face referire. Tehnic, economic sau juridic. Deci poate să fie doi economici, nu? Sigur că da. Nu, vă spun doar cum a fost inițial, cum s-a gândit, că am întrebat și eu de ce au scos economicul din... Era economist, nu? Este un economist acum și da, un tehnic. Da, era un economist. Doi economiști și un tehnic acum. Doi, da. Bun, eu zic de cei neexecutivi. Cei doi administratori neexecutivi, unul era economist și zicea să fie ori tehnic, ori juridic. Și odată cu amendamentul ăsta am putea avea riscul să avem trei economiști sau trei juriști sau trei... Riscul nu înseamnă să aveți bucuria, nu riscul, domnul consilier. Eu mă gândeam la echipă și la acoperi cât mai mult din nevoie de a merge bine, de a conduce. E bun și juristul și... jurist și un inginer. Nu vă explic de ce întreb asta. Doar am pus o întrebare, domnul consilier. Da. Ideea era să fie un șit. Ca să acoperim toată... E cu recomandare. Știu, da. Ideal ar fi vrut să fie din fiecare. De fie fiecare economie. Textul de lege spune sau. Știu. Nu puteam noi să intervenim, să spunem și. Păi da, dar acest sau poate să fie sau poate să nu fie. Și așa cum a spus și pe domnul Constant, poate să fie trei economiști, poate să fie trei juriști, poate să fie trei ingineri. Ideal ar fi să fie un jurist, un economist și un tehnic. Deci nu pot, nu poate fi ce zice dumneavoastră. Pentru că la momentul actual nu. Este imperativ să fie doi economiști, dar cu vechime 5 ani în studii, deci nu avem. Cel puțin economist. Deci nu puteau fi trei juriști. Da. Cel puțin un economist. Deci cel puțin un economist, asta e condiția. Restul pot fi doi
Există un economist. Acum există doi economiști, un executiv și un executiv. Și un tehnic. Pentru al treilea, colegii mei așa au gândit și... Inițial au gândit să fie fără economist, da? Nu-i... Ca unde la aprecierea dumneavoastră, dacă e nevoie încă de un economist, sau eu știu ce va rezulta... Nu știm ce va fi, poate fi economist sau ce-o fi. Nu, stați să înțeleg, amendamentul spune așa, deci inițial restricționați participarea la concurs și permiteați participarea, când zic permiteați, nu mă refer la... Da, da, da. Așa. Permiteați participarea inginerilor și a juriștilor. Da. Acum permiteți și participarea economiștilor. Nu putem ști rezultatul care va fi. Da, 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 ea poate să... Prima variantă era să nu fie riscul să vină al treilea economist, să nu fie trei economiști, da? Pot fi și trei economiști, adică nu-i nicio... Pot, dar nu-i indica. Recomandarea să le prinde... Da, dar nu poți să iei celui economist această posibilitate, da? Dacă nu-i prinde ce votat. Deci, supunem la vot prima dată amendamentul. Amendamentul, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Două vote pentru. Băi, românci. Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci două voturi pentru și restul abține. Trecem la votarea proiectului. La discutare, domnul președinte. Ce să fai regulamentar? Discuția asupra proiectului. Da. Discuția asupra proiectului. Da, domnul Cimpăști, prima dată aș vrea să am o întrebare către domnul secretar. Conform ordonanței 9 din 2019, articolul 64.3, spune așa: numărul reprezentanților statului sau a unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprindere publice este de maximum 2 persoane. Este corect? Da. Bun. Asta înseamnă că din membrii Consiliului Local, cel mult 2 consilieri ar trebui să facă parte din adunarea generală a acționarilor, care ar trebui să aibă și un mandat și votul lor în MAGA să fie în funcție de acel mandat. E da, corect ce zic până aici? Da, dar nu neapărat consilierul local. Asta am văzut, că vorbește de reprezentanții autorității administrative, nu se referă la consilierii locali, cu totul altceva. Consilierii locali fac parte din AGA toți. Deci ei compun AGA. Sunt doi reprezentanți ai autorității locale. Și este doar unul, în cazul nostru, nu? Nu, eu unul sigur, în afară de care nu are funcția de consilier. Adică ți-e viceprimarul. S-a mers pe ideea ca să fie totuși... Nu știu, este un singur funcționar? Da, da, eu un funcționar. Eu un funcționar de specialitate, eu consilier. Până la urmă de pe felul de întreprindere de stat? Păi stați să rămân eu. Ce fel de întreprindere a zis bine, domnul consilier moral? Ce fel de întreprindere este de pe felul? Ne încadrăm sau nu ne încadrăm pe ordonanță și pe articolul respectiv? Este întreprindere publică, se aplică acest articol și DPP-ului. E o discuție mai veche, face cei mai vechi dintre dumneavoastră din mandatul de anterior de numai țin cu 2016-2020, dacă nu poate chiar și mai repede. Dacă vă amintiți, DPP-ul avea o singură reprezentant unit pe Consiliul Local, că de 2016-2020 era domnul Găureanu. Toată lumea a strigat la stradă. După mai multe discuții administrative, politice, cu cei de la Registrul Comerțului, cu cei de la Instituția Prefectului, cu cei de la Minister, s-a mers pe ideea, pe limita legii, și s-a considerat că e corect și moral să facă parte de Consiliul Local. Și legal? Și legal, și am să vă spun de ce, legal la limita legalității din punctul meu de vedere, s-a mers pe două persoane. Două persoane s-a considerat o persoană, Consiliul Local în întregul său, așa sună și proiectul de hotărâre, iar cea de-a doua persoană este un funcționar public din primărie. Deci nu se depășește cele două persoane. Deși e propriu zis, pentru că Consiliul Local nu are personalitate juridică, dar în hotărârea pe care
am discutat-o și răz, discutat-o și cu mulți anșuriști și prin prefectură, se specifică Consiliul Local în întregul său. Că n-am înțeles, m-am zăpăcit. Adică reprezentantul este o persoană, doar doamna, lăsată cum se numește, și restul ceilalți 20 suntem tot o persoană. Consiliul Local în întregul său, asimilat unei persoane, pentru că în ordonanță nu spune persoană fizică sau juridică, spune persoană. Da, legea e ambiguă. Și într-o parte o considerăm persoană fizică și într-o parte considerăm... Păi atunci, haideți să facem așa, o persoană în Consiliul Local și cealaltă persoană în locuitorii municipiului. Da, e și asta, am avea asta, da, se va desfășura ședințe de alta pe statul. Cred că ar fi... Da, nu, dumneavoastră a spus o problemă corectă, o problemă care nu își găsește vinovare decât de modificarea legislației. Am avut probleme cu maniera de punere în aplicare a ordonanței nouă, care din punctul meu e deficitară și știu că e deficitară. La momentul la care s-au făcut modificările, ne-am uitat la o grămadă de întreprinderi publice de prin țară și s-a ajuns la această variantă, care e o variantă care e la limita legalității, într-adevăr, dar nu este una ilegală. Practică la nivel național. Așa a fost de la toți. Ba mai mult, unii nici l-au mai înființat, au zis, nu, avem în Consiliul Local, toate se erau în Consiliul Local. Dar, din păcate, era și varianta pe care eu aveam cel mai mult, că era cel mai simplu, dar sunt astfel de hotărâri paga anulate în instanță, pe motiv că pe legea 31 există o altă procedură și alte termene de convocare, pe legea 215 la momentul respectiv actualmente codul administrativ, sunt alte termene. De o zi, de dată, de 3 zile, de 5 zile, da, din punctul meu de vedere, m-ar fi așteptat foarte mult. Adică o problemă în AGA se rezolva în 3 zile. Dacă era legeț, așa vedeți, publicat în monitor oficial, 30 de zile, stai și... Au și cei de la DTP au suficient de probleme care trebuie rezolvate până la urmă. Sigur, nu cred că eu. Până la urmă, tot dumneavoastră hotărâți ce se întâmplă acolo. Că sunteți o persoană sau două, tot majoritatea politică, tot se respectă codul administrativ. Deci, da. Ce v-a spus dumneavoastră este o observație corectă, au pus-o și suntem tot timpul interpelați pe tema asta. E o soluție de compromis rezultat din practica administrațiilor publice din România. Că nu suntem noi inițiatori sau... Domnul secretar, însăși natura juridică acestei societăți comerciale, că de fapt o societate comercială, este una ambiguă, care prin hotărârea 722 sau nu știu cum Dumnezeu este și cu 109, dacă stai și le citești pe amândouă, ai impresia că sunt făcute de persoane care n-au văzut ambele acte normative, deci nu se potrivește sub nicio formă una cu cealaltă. Așa că... Haide să ne rezumăm la... Noi care suntem juriști știm ce înseamnă să jonglezi. Acum am o întrebare pentru comisie. La fila 7 se menționează așa. Comitetul de nominare și remunerare acordă asistență și consultanță autorității publice tutelare. Adică comitetul trebuie să numiți un membru, vă acordă asistența și consultanță să numiți membru respectiv, nu? N-ar trebui să fie un pic invers. Legea spune că doar puteți să consultați la inițierea procedurii. Cum facem acum? Că o fi ambiguă legea, dar când mergeți să-i spuneți celui pe care vreți să-i faceți concurs și el să-și dea cu părerea, nu mai e niciun concurs și nicio numire și nicio ambiguitate. Da, poate, dar și la primul punct mă înșelă, dar am văzut că nu mă înșelă. Ok, nu se scrie. E zi și puțin acum, dar e o problemă în documentație despre de vastă. Nu știu că nu mai apare nici colegii. Dați-le puțin timp să documentați. Da, n-am ce să vă spun. Nu am ce să spun. Nu mă rog. Să pățească și el și eu cer președinții informații și nu le primesc așa. Nu, că n-am. Ce am prezentat? Nu înțeleg, sunt 110 pagini. Acum există și varianta legală pe codul administrativ. Să primiți un răspuns în următoarele de 20 de zile. Varianta. Da. Și e o variantă. Nu e corect. Ce ziceți dumneavoastră? Și cred că soluția asta e și argumentată, vă argumentează, dar vine comisia, studiază. Corect, doar pentru timp comisia dă drumul la procedură, face tot ce trebuie.
Sare, doamna colegă, știu. Mai există posibilitatea și s-o avem. Da, mai am încercat. Există? Ok. Să răspund? Da, în articolul 5, aliniatul 3 din ordonanță, face referire, deci eu vă dau citat din articol. La societăți, dacă selecția se efectuează de autoritatea publică tutelară, aceasta se consultă cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare și cu acționarii în vederea elaborării componenței inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizat în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. În acest scop, autoritatea va publica pe pagina de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării, proiectul componente inițiale a planului pentru formularea de propunere în vederea definitivării acestora. Ăsta a fost motivul pentru care s-a băgat articolul respectiv în componenta inițială. Dar aveți posibilitatea să faceți amendament și discutăm. A fost o interpretare a acelui articol din lege. Dumneavoastră, ca și consilierul local, puteți faceți amendament și analizăm și vă spunem punct de vedere juridic cu privire la acest. De la a se consulta, cum spune aici, în articol și la scrie regulament, da, și la acord de asistență și consultanță sunt două lucruri total diferite. Asistență și consultanță. Bun, înțeleg că putem să scoatem cuvântul asistență și rămânem doar pe consultanță, așa cum este, da, e cam mai același trebuie lucru. Din punctul meu de vedere, juridic, mare dintre consultanță și asistență. Adică interpretăm în orice modalitate vreți dumneavoastră, putem să eliminăm acest cuvânt. Noi, ca și membrii comisiei, nu cred că avem o problemă în a scoate un cuvânt, adică acel cuvânt de asistență. Dar e din lege, adică e articol din lege care este interpretat în forma asta și a fost pe site, pe transparență, ceea ce înseamnă că aveați posibilitatea să facă, orice om putea să facă solicitare de modificare, completare și nu am primit până la momentul ăsta. Noi l-am avut pe transparență acest proiect. Și asta e adevărat. Da. Dar haideți să trecem mai departe. Vă rog. La fila 8, declanșarea procedurii de selecție, se răspunde aici că s-a produs în 28.04.2023, conform articolului 1 din HCR 123. Dar nu ziceți nimic de termenul de 3-a 5-a. Da? Când s-a produs publicarea. N-am găsit încă el în cele 110 pagini, că na, pe, când l-ați avut pe transparent, pe Excel nu mai uita, n-am găsit nimic de termenul respectiv. Da, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii, deci e termenul ăla de 5 zile, okay, care trebuie pus pe site și noi am respectat termenul ăla. Adică e tot în lui specificat și în cadrul documentației și am respectat termenul ăla. Nu înțeleg care e. Și mai este ceva. În precedentele regulamente votate de Consiliul Local se interzicea expres ca membrii Consiliului de Administrație să nu fie funcționar public. În prezentul regulament, ce să vedeți, scrie clar că are voie cel puțin un membru să fie funcționar public. Adică tot ce am aprobat până acum, am notificat. Păi mi se pare corect. De ce n-aș putea să mă duc și eu acum? Păi nu? Nu-i discriminarea asta? Păi da, prima n-a fost. Că n-ați interzis participarea. Da, dar cu trei regulamente, de când tot vorbim pe chestiile astea, de trei ședințe, era astea tot cu treaba asta. Cum s-a schimbat? Ca să fac o mențiune, am glumit. Eu știu eu. Colegii spun că e din lege luat lucrul ăsta. Acum verificăm, pentru că sunt mai multe acte normative. Dacă acum este luat din lege, celelalte regulamente înseamnă că încălcau legea. Nu mai raportez la niște documente care au fost aprobate în trecut. Eu mă raportez la documentul care a fost spre dezbatere astăzi. Uitați. Apropo de reglementul de 3 luni, haideți cum s-a schimbat. Articolul 28, aliniatul 4, din ordonanța 109, care îmi spune... Care e articolul? Aliniatul... În cazul consiliilor de administrație, al căror număr de membri se încadrează în prevederile aliniatului 1, nu poate fi mai mult decât un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare. Deci, nu-mi interzice și spune... Atunci am aplicat prevederile legale. Nu pot să vă justific ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru că n-am avut verificarea. Consiliul local, când a aprobat, a considerat că nu poate fi să-i vadă funcționarii de treaba lor. Acum, colegii mei au zis că poate să fie și un funcționar, hai să-i lăsăm și pe aici. Asta reclamă și în acest același tratament de fiecare dată, același regulament. Mai adaptăm și păi dacă am greșit o dată sau dacă am avut o interpretare
interpretare și acum am analizat asta, nu s-a făcut. O interpretare. Nu, nu, n-a fost greșit. Deci în regulamentele precedente votate nu este, sau n-a fost ilegal. O interpretare. Nu este nici acum. Nu puteți face amendă, nu să scoateți funcționarul. Da. Ce să spui că o apele? Da, nu, nu, dacă nu, aveți nu, nu, se sesizați alte organe dacă aveți vreo dubiu că există alte în făcute. Hai, vă rugăm frumos să ne ajutăm la discuții pe marginea proiectului. Dar mai sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Este cine împotrivă sau să afiniști? Cine este împotrivă? Dacă se abține, două împotrivă? Și două abține. Da, sigur. Trecem la punctul 13, probleme de interes local. Cine se înscrie la punctul lor? Dacă nu sunt discuții, declar închise de către ședințele dumneavoastră.